Mie este 28 martie 2023, mâine va fi ziua mea. Aș vrea să merg în curte să citesc novela Capitan Mavromadi din cartea asta. Din păcate nu pot, pentru că tableta mea e defectă. Nu știu ce s-a întâmplat. Aseară mergea, aseară, ieri era ok totul. Și acum am constatat că fusese, nu știu, înfundată. Știi că acolo unde bagiuse beul special pentru tabletă mai mic, ăla fusese băgat înăuntru sau nu știu, numai ce-a fost, știi? Până în alta, să citim ceva din Biblie. Crezi în toate minunile, afară de o minune care se poate întâmpla ție, Richard Bumba. Love always for Jesus. I think that the way I'm advancing the kingdom is just being a loyal friend and a good example to non-believers and also Christians. Just trying to not contradict myself and get rid of all hypocrisy and just to look to Christ. Cassie Bunnell. Nu știu dacă citatul e acurat. Ok. Ați arăt cartea care m-a scos din școala de teatru. Asta este teatru japonez, teatru nou, sacru. Și am ales o piesă destul de sacră. Aici este un număr de telefon al unui prieten de-a meu din zona de acolo, de la Cluj. Uite, nou cu zei, nou cu războinici, nou cu duhuri de femei, nou din lumea oamenilor, nou cu demoni. Cred că aici, niște călugări budiști înving un demon prin rugăciune. În câmp la Adachi, frumoasa sunt gânită să apăiază în pământul. Cred că în câmp la Adachi am avut eu. Are o sumidă, asta a avut un coleg, Fozokos Motios. Straie de drum putăm, haină de câine, pe straie de drum putăm, haină de câine, pe multă rău mânice ne le va urmezi. Eu sunt preotul zis Tokobo din Aki pe nume UK. Lepădat am cele lumești, din pomană trăim, aceasta e calea și caștul din munte. De la Cumano pelerin, pornit am prin țară, așa e dat la învățăcerul lui Șac. Uite, trei călugări purcet spre ținuturile sărbatice barbare din nord-estul îndepărtat și umblă, calea lungă, după cum sugerează cântul de drum. Veșmintele se prăștesc, zile se adună grămadă. Până ce ajung în câmpul de la Adachi, în provincia Michinoku, la capăt de lume. De câmpia aceasta a auzit călugării numai dintr-o poezie în care în urechea lor are o notă rugubră. În Michinoku, cică în câmp la Adachi, gorganul negru dracea dăpostește. Așa să fie oare? Ceea ce le scapă călugărul și pare să autorului piesei sunt circunstanțele în care a fost compusă poezia, inclusă în Yamato Monogatari. Autorul, un tânăr cutean cu faimă de crai,
adresat-o fetelor unui dregător ce locuia într-un loc zis Uroluca, Gurganul Negru. Din necunoaștere, interpretarea lor ad literam. Călugării ca una de post în pustitatea câmpiei și dau peste o bătrână care se plânge de singurătate în bordeiul ei cu acoperișul stricat. Sunt primiți după multe rugăminți în timp ce corurile prezice o noapte fără liniște, iar gazda, mânuind o vârterniță, dea până gândul într-un monolog poetic în care revine deseori simbolul firului. Temele exprimate de corți adevăresc, bordeiul de fapt o catacombă, deschisă în culori violente în partea a doua, iar bătâna se întoarce în chip de demon încornorat, aducând cu ea dezlănțuirea elementelor, vânt, tunete și fulgere, ploaie. Urmează o scenă de scântecul în care călugării, recitând formule budiste, chemând toți zeii celor patru direcții și pe cel de mijloc, dând cu mătănile o alungă, o trimit înapoi în vuietul vântului din noapte. Bun. Hai acum să citim pagina 54, chiar la sfârșit. Nemurire, asta este după Capitan Mavromat. Hai să vedem ce avea la cuprin. Uite, Panaiotis Stratis s-a născut la 10 august 1884 în Brăila. Își petrece copilăria la țară, apoi muncește din greu la diverse stăpâni. Din 1907 începe să publice în presa muncitorească. În 1929, condamnând violent sângeroasa represiune a grevei de la Lupeni, a călătorit mult la Paris, s-a bucurat de sprijinul și admirația lui Romain Rolland, care de fapt chiar a salvat viața. Între scrierile sale se remarcă Kira Kiralina, 123, Ciulinii Bărganului și Capitan Mavromati, 128, s-a născut bunica mea Ana Băltean, român, etc. S-a stins din viață la 13 aprilie 1935. Emi, eu nu de omul nebun mă tem, că omul nebun nu există, toți suntem nebuni. De omul rău mă tem. Capitan Mavromati. Uite cum, păi. Dar vezi cum e aici. Un zid chinezesc, nevăzut decât de ochii mei îngroziți, se înalță în fața crâșmei lui Kir Leonida și mă despărți de lume. Pare că n-am microfon, dar mai bine, sper să mă auzi. De-ndată ce încinșei soțul stăpânului. Pușcărie, îi se spune pușcărie. Omul închis întrânsa știe că îi s-a alătuit libertate. Ce trebuie să știe copilul de la stăpân? Că e pus acolo ca să slujească? Nu. De trebuie să știe, va afla o singur, că în afară de o muncă pe care legile nu îngăduiesc nici oamenilor maturi, dreptul sfânt de a pleca după terminarea muncii, de a ieși în stradă, de a se confunda cu întunericul nopții și cu propriile gânduri, acest drept este suprimat lui, copilului. Lui, visătorul sătos de libertate. Lui, debutantul în viață. Mă uitam la muncitorii care se întorceau seara acasă, cu pâinea la subsoară, rupt de oboseală, înecați în praf, ori notând de noroi și îmi duceam. Și eu mă scol ca ei la 6 dimineața și trudesc, nu până seara, ci până în miez de noapte. N-am și eu dreptul să mă duc acasă ca ei la patul meu, la mama mea? Nu. Eu, noi, băieții de prăvălie, trebuia să facem 2 zile de muncă neîntreruptă într-o singură zi. Iar când era întreruptă, timp de 2 ceasuri, la 3 după prânz și la 10 seara, nu o dreaptă și bine meritat odihnă neașteptat, ci groaznica și neînvinsa mătrăială cu cortegiul ei de torturi inchizitoriale. Destinat să-mi fac ucenicia crâșmărească la spălatul vaselor, mai trebuia între timp să învăț hruba între ghilimele, nemărginitul labirint al celor 200 de butoaie cu vinuri și rachiuri, pierdute în inima pământului. Să învăț pe din afară 10 de calități ale băuturilor și să le recunosc mai târziu după culoare și miros. Ah, n-am să uit niciodată lipsa de omenie a teșghetarului care mă îmbrâncea pe tot lungul celor 80 de trepte ale scărilor umede și rupte ale pivniței și hrubei pe care le scoboram cu frica în sân de a nu-mi finge gâtul la fiecare pas.
Și de câte ori voi vedea un băiat de prăvălie, am să-mi aduc aminte de câinescul procedeu al tăjghetarului fără inimă, care credea că mă învață când într-un întuneric beznă și alergând printre vase, de-abia murmura între dinți. Numele 1, 2, 5, 14, 20, vinuri noi, numele cu tare, cu tare, vinuri de un an, de 2, de 5, de 10, de 20 de ani. Butaiele astea au presiune, fac să sară caneaua. Vinul de aici are iz, ăsta la tare floare. Să bagi de seamă că dracu te-a luat. Acum culorile, astea-s vinuri albe, astea negre, gârghiuliu, vin pelin, vin tămâios. La cram același lucru, aceeași voință. Țuică, drojdie, secară, tescovină, șliboviță, rom, coniac, pipermint, ananas, mastică simplă, mastică de hio. De aici să scoți numai când ți-o spune eu. Când îți fac cu ochiul, să nu scoți. Astea-s rachiuri vechi, astea-s alte noi. Să nu te pui în aiba să le amesteci, ori să te șeli. Dar teroarea asta ucenicului Crâșmar, vă povesti într-o zi și pe aceea ucenicului meșteșugar. Chinul acesta plătit cu sute de palme, mai poate avea o umbră de îndreptățire în ochii unei lumi nedrepte. Așa e până înveți o meserie, spune lumea asta. Ce justificare însă pot avea suferințele produse din pofta de a bajocori și turmenta un copil care cade din picioare de somn și osteneală? În plină muncă, lupta cu teancurile de farfurii, oale, cuțite, linguri și furculițe, aduse cu duiumul și respingători destinoase, oboseala și somnul îmi erau învinse de urletul asurzitor al prăvăliei în fierbere și de iuțeala cu care eram nevoit să alerg și să lucrez dacă nu voiam să fiu cârpit de bucătar, de teșghetarul, de zezecul, de barba Zaneto, tatăl stăpânului nebun care era gata în orice clipă să-ți arunce o farfurie în cap. Dar de îndată ce zarva se ostoia, fie după prânz, fie seara, veneau orele cele mai cumplite, venea nemilostivul supliciul la țipelii de-a în picioarele, când mii de acești furnică prin vine și când tu pui gata să se prăbușească la pământ. Îngăduitele era atunci bucătarilor și stăpânilor să se tântească pe canapeaua din odaia prăvăliei, să se lungească pe un pat sau să se așeze pe un scaun. Nouă nu era îngăduit, noi eram de fier, de piatră. Smirna, în picioare, aveam ochii țintă la teșghetar, în picioare și el din dărâtul teșghelii, urechile ciulite și atenția încordată către cei doi, trei bețivani, să palavragii fără cămin și fără milă, gata să dăm buzna la cel mai ușor ciocănit, și amarnic de copilașul care începea să închidă ploapele grele de somn, bobârnacul, odiosul bobârnac oriental, pe care nu l-am întâlnit la niciun popor apusean, venea să pleznească brutal nasul celui ce moțăia. Și nu era o glumă. Soapa, după cum îl porecliseră pe teșghetar cei doi băieți mai vechi ca mine, ne trimitea o ciocnitură de deget atât de violentă, cât de multe ori sângele ne țâșnea imediat din nas. Adesea, profitând de o mână încremenită pe un colț de masă, de care ne sprijineam capul șobăitor, căci picioarele nu ne mai țineau, nemernicul ne punea așa numită poștă, adică ne agăța între degete o fâșie de gazetă și dădea foc de la distanță, sau ne presăra după ceafă faimosul praf de scărpinat, care făcea să ne sângerăm pielea cu unghiile tot restul serii, bea chiar și noaptea prin somn. De toate aceste barbarii, el râdea. Lichelele cârciumii râdeau. Patronul nu știa nimic sau închidea ochii. Dacă vreunul dintre noi bombănea, plângea, atunci venea rândul înjurăturilor grosolane, al palmelor și al corvezilor înutile, ca măturatul hrubei, odeticatul prin pivniță și prin șopane. Acestea erau răsplata muncii. Ne istoriam copilăria ca să slujim o puzdelie de chefli, mâncăcioși și băutori. Dam în brânci din zor și până după miezul nopții. Ne culcam în palme și ne trezeam dimineața în palme. Existau duminici și sărbători cu lume gătită, care se plimba pe afară, care cânta, râdea, benchetuia în prăvălie, cu flașnete și cu lăutari. Exista un pământ cu soare, cu râuri, cu păduri și cu voioșie. Noi nu existam pentru nimeni, nimic nu exista pentru noi. Noi eram ceva asemănător paharului cu care se bea, ori furculiței cu care se mănâncă. Cine ia seama la aceste obiecte?
Cine se întreabă ce au devenit după ce te-ai servit de ele? Care ochi are vreme să se uite la un băiat de prăvălie? Și totuși exista un ochi care lua seama la noi. Aceste o ilustrație. Acesta este Capitan Mavrova. După întâia săptămână de plâns și de bâlmăceală, băgai de seamă că un om intra în prăvălie odată cu deschiderea și nu mai pleca decât la închidere. Și în tot lungul acestui timp amarnic de 18 ceasuri, sta înțepenit pe un scaun, într-un colț ferit dinspre teșgheaua bucătăriei, se mai scula când nu încurca pe nimeni, mai aduna un pahar, mai ștergea o masă, mai atâța jarul grătarului, mai dădea cu mătura pe aici pe colo, dar pe toate le făcea cu încetineală așa întreagă și repede fugea la scaunul lui când îl apuca o tuse necăcioasă de care se vedea că suferă cumplit. Era un om aproape bătrân, înfățișarea răpciugoasă, jigărită și molatică îl îmbătrânea și mai tare. Purta un palton cavai de ele, iar pe cap o șapcă de marinar grec, pe care o rânduia cu mare chiverniseală, o corconea ca pe un copil. Șapca asta, mustața răsucită și barba chiftonată cu îngrijire, era toată preocupația lui. Nu mai văzusem un astfel de om. Și ce se petrecea cu el era așa de nou pentru mine și nu mai stăveam din vedere. La început l-am luat drept vreo ruda stăpânului. Într-adevăr, tatălui Chirlu Onida, moșneagul fără somn și fără oboseală, Barba Zaneto, care ziceam Ghizuroiul, venea dimineața drept la el și cu multă curtenie îi dădea mâna și un bună ziua la plural. Calimerasas, Capitan Mavromat. Apoi se așezau la cafea și se puneau pe un galimatia grecesc cu țiții lipiți din care nu înțelegeam nimic. Îmi ziceam privindu-l cum vorbea ca un palicar. A fost capitan de vapor și îl cheamă Mavromat. Dar de ce-o fi scăpătat așa de rău, săracu? În curând însă văzui că bietul lui Chirlu Onida era plin numai și numai de capitan de vapoare, capitan Valsamis, capitan Papas, capitan Smirniotis, capitan și iar capitan. Rar își dădeau mâna doi mușterii fără să se intituleze capitani. Mă miram de atâta ofițerime în locarna lui Chirlu Onida și mă întrebam cum se face că nu vedeam și matros de rând. Mai târziu am înțeles că pentru a fi capitan pe strada malului nu e nevoie să comanzi un vapor, un remorcher, un caic, ori chiar și un șlep, ci de ajuns să ai numai o barcă. Orice grec pe apă e un capitan. Acești capitani se cunoșteau bine între ei, știau să se stimeze precum și să se disprețuiască. Adevărații comandanți de vapoare erau gravi, veneau rar și se închideau ca să petreacă în odaia prăvăliei. Iar când căpătănașii dădeau peste ei și asaltau cu chestiuni profesionale, un zâmbet ironic flutura pe fețele lor la rămii bătute de vânturile mărilor. Înainte chiar de a le învăța limba și de a ști ce vorbeau, ajunsesem să le cunosc gradul și căpitanatul, numai după chipul cum se purtau unii față de alții. Celor autentici parcă le era greu și de a mai asculta când droaia de barcagii pisa neîncetat cu capitane în sus, capitane în jos. Niciodată însă nu i-am văzut bajocoritori cu capitan Mavromati, oricât îmi părea de ridicol la apropierea aceasta. Îi dădeau mâna, îl numeau cu cordialitate capitan și se cinsteau împreună. În momentele acelea bătrânul se aprindea, vorbea ca de la mare la mare. O căra, gesticula, apoi se neca cu tusea și se așeza pe scaun. Nu știam de ce era vorba. Ochii săi negri scânteiau de mânie. Barba îi tremura. Mi-era milă de el. Și tocmai atunci, ca o strivire a propriilor lor striviri, interveneau caigii care nu văzuseră niciodată marea și se flămizeau cu cruzime. Chiar căzut în cerșetorie, capitan Mavromati îi se părea mai capitan decât dânsii. El nu le da luarea minte. Cu capul în mâini tușea până la potolirea accesului, apoi se ridica dârz, își potrivea șapca cu demnitate și începea să se plimbe cu mâini îndărânat, cu fruntea în sus,
ca pe puntea de comandă. Bucătarul îi da mâncarea pe care o dorea, iar teșghetarul sticluța cu vin. El mânca și bea în colțul lui. Era o umilire, dar eu nu l-am seamă. Privea afară, în stradă, în gol, ca și cum s-ar fi aflat în largul mării. Nu l-am văzut niciodată scoțând un cinci din buzunar. Nu știam ce-i cu el. Cam la o lună de la intrare am început să știu. Soapa l-a urat de moarte și ne-a țințat și pe noi împotriva lui. Zicea că e ochiul stăpânului care îl hrănea ca să ne spioneze. Să mă spioneze, ziceam eu. Și ce să spună jupânul? Că spăl vase, că frec din jet, că pic de somn și sunt bătut? Vroia lașul de teșghetar să-i facă viața nesuferită și să-l donească din prăvălie, dar nu fățiș, ci indirect, cu mâinile noastre. Nu intra în conjurații, de altfel nu făcuse niciun fel de camaraderie, de atât cu teșghetarul cât și cu cei doi băieți. Pe cel din tâi aș fi dorit să-l umfle Dunărea, cum spuneau tovarășii mei într-o asupire când erau bătuți, iar cu aceștia n-aveam ce vorbi și nu-i simpatizam, fiindcă se părau din lingușire. Ba chiar mă părau și pe mine, deși îmi vedeam de treabă. Vina mea era că citeam pe furici jurnale și făceam fișe cu cuvinte grecești, exact aceleași fișe pe care le reluam 20 de ani mai târziu în Elveția, învățând limba franceză. În după amiezi liniștite, când n-aveam mese și dușumele de frecat, când bâzie musca și vinul se trezește în oale, când țoapa o ștergea la amureaza lui și pe când colegii mei pândeau tabarecușa lui Maromatic ca să-i trântească chifer în tabac, eu îmi trânteam în căpățână noutăți voluptoase. Făceam cunoștință cu o lume descoperită odată cu ziarul zilnic pe care îl luam pentru prima oară în mâini, minunată poezia a tot știutoare, care îmi spunea că este un parlament, un guvern, miniștri și deputați care fac legi și se ceartă, că un anume Filipescu a străpuns cu sabia în duel pe adversarul său la Hovari, că grecii se bat cu turcii, burii cu englezii și spaniolii cu americanii, că este o afacere Dreyfus și că în afacerea asta un mare romancier care se chema Zola ridicase Franța în picioare. Aflam că peste tot pământul oamenii se sinucid din mizerie și din patimi. Și mai ales aflam că nu-mi cunoșteam limba. Erau sumedenii de cuvinte pe care nu le văzusem scrise în nicio carte școlară. Faptul acesta mă disperă. Cum se poate să nu pricep eu scrisul românesc? Ce-i de făcut? Pe cine să întreb? Pe cine să întrebi? Înțelegeam să cer lui capitan Mavromate să-mi traducă cu chiu cu vai cuvinte grecești. Pomelnic de verbe, de substantive, de tot ce se vedea și auzea în jurul nostru, dar să-i cer să mă învețe și limba mea, asta mi se părea o rușine. El era străin pe când eu pământean de-abia ieșit din școală și n-aveam nicio altă ființă căreia se pună o întrebare de acest gen. Greci sau români, toți mușterii lui Chir Leonida mi se înfățișau ca o lume fără inimă, dornică de petrecere, indiferentă față de un copil pe care nici nu-l luau în seamă. Lumea asta mi-era dușmană. Eram bucuros când nu venea și nu m-aș fi supărat să aud că a luat-o dracu pe toată, că nu era ochi care să vadă truda noastră, nici suflet care să se înduioșeze de un sărman băiat de prăvălie, ținut în picioare din zori și până în miez de noapte. Singur capitan Mavromati mă auzea uneori suspinând. Fiind blând cu el, era și el bun cu mine. Te dore pițorele, more. Ai, caimeni, când ziți stepiun, ziți totul. Omini sinti una varvaria. Compătimirea e un mare răscolitor de suflete. Durerile ascunse ale fostului comandant de vapor treziră în mine mila și impuse rătăcere propriilor mele chinuri. Viața de spălător de vase și de geamuri, de frecător de tacâmuri, de tingiri, de mese și de dușumele, viața asta nemaipomenită care mi interzicea să mă depărtez mai mult de 10 ani pași de ușa crâșmei, început să-mi devie insuportabilă. Îmi întorsei ochii și bătăile inimii spre acela pe care toată lumea îl numea edicul prăvăliei.
Și în vreme ce camarazii mei de suferință, imitând pe teșghetar, îi puneau poșta pe când ațipea, îl cătrăneau cu piper, îi turnau apă în buzunare, ori îl presărau cu praf de scărpinat, eu cel mai slab printre cei slabi, luam fățișa apărarea celui învins și bajocorit, îl înștiințam de toate regulile ce se puneau la cale împotriva lui, mă certam cu băieții și mâncam chelfăneală de la țoapă. Astfel, ne împărțirăm în două tabere adverse și inegale. Teșghetarul fu mai puțin sever cu lingușitorii lui, iar mie îmi făgădui să facă totul ca să fiu dat afară. Fusei poreclit ca țaunul și în loc să ne odihnim oasele, când rămâneam singuri, acum înșiși colegii mei se țineau gata pe bătaie, uneori chiar ne băteam. Dar lupta e un semn de viață dacă o primești cu plăcere, să lupți pentru o idee, să lupți pentru un sentiment, pentru o patimă sau pentru o nebunie, dar să crezi în ceva și să lupți, asta e viața. Cine nu simte nevoia unei lupte, nu trăiește, ci vegetează. Vegetat sunt și eu. La început, timp de câteva săptămâni, copleșit de golul ce se făcuse în mine prin răpirea libertății, nu mai eram în stare să cuge la altceva decât la redobândirea acesteia. În fiecare seară mă culcam cu gândul să fug a doua zi, să nu mai dau pe acasă și să trăiesc din măturatul vagoanelor cu greunțe, să mă fac gozorar ca atâția copii care foiau prin port. În clipa însă de a pune planul în aplicare, mi-apărea figura de sfântă a acelea care ar fi murit de întristare dacă m-ar fi văzut gozorar și renunțam. Și iar reveneam la ideea fugii și din nou mă mustra cugetul. Zbuciumul acesta, dacă ar fi continuat, m-ar fi împins cu siguranță la un act de disperare. Dar iată că un ziar îmi cade în mână și îmi povestește tot felul de fapte. Setea mea de cunoștință bea știrile cu nesați. Neologismele îmi dau de furcă. În același timp, primele cuvinte grecești încep să-mi zbârnie cu stăruință în urechi. Le pun pe hârtie. Dorința de a le rosti în fraze mă face să cad cu ochii plini de depărtări lui capitan Mavromachi, stâlpul cârciului. Atunci bag de seamă că stâlpul acesta era o ruină în care lovea mai ales omul cel mai nesuferit mie, teșghetarul. Revolta se aprinse în mine. Capitanul îmi părea un om bun, suferea în tăcere toate umilințele și era singurul meu binevoitor într-o lume de străini. Ce avea țoapa cu dânsul? În ce consta spionajul bătrânului? Toată lumea știa că teșghetarul avea în vecinătate o amantă zisă brutăreasă, o leliță fără căpătâi, la care dădea fuga în orice clipă liberă. Nu cumva se petreceau lucruri necurate cu femeia asta? Mă pusei la pândă și surprinsei cărând la ea vinuri și rachiuri vechi, fripturi, ouă, pui de găină. Acum l-aveam în mână, el voia să mă dea afară, eu prinsei gust de stat, uitai toate necazurile. Un câmp de activitate plăcută se deschidea înaintea mea. Dor de răzbunare, sete de citit, prilej de a învăța o limbă străină, nevoie de a iubi un om nenorocit ca și mine. Mă trezi ca dintr-un vis urât. Viața a început să aibă un sens și de pe o zi pe alta aspectul cârciumii se schimbă. Capitan Mavromati, ce-o fi asta suspensiune? Îi zise într-o după amiază, arătându-i ziarul. Nu știu, more, nici eu, ma este un aviblio care știe totul limba românească. Ce Biblie să fie asta care știe toată limba românească, mă gândeam eu în zilele următoare când spre marea mea uimire, capitanul apare într-o dimineață cu ea sub braț și mi-o depune în mâini. Oriste Panaiotaki, asta știe mai mult decât un dascalos. Citi pe copertă, Dicționarul Universal al Limbii Române. Dicționarul Universal al Limbei Române. Nu înțelesei numai decât
ce puteau să însemneze cuvintele dicționar universal. Dar deschizându-l din întâmplare, simți obrazii îmbrujurându-mi se de plăcerea descoperirii. Neologisme și expresiuni citite prin ziare îmi erau tălmăcite pe înțelesul meu. Biblia asta avea de să mi explice toate cuvintele acelea peste care treceam cu amarnică întristare. Ba, tot răsfoind volumul, văd că îmi dă și o mulțime de citate de autori. Din autori ca Anton Pan, Creangă, Alexandrii, pe care îi cunoșteam din școală. Ne aflam singur în prăvălie. Bucătar era la piață cu un băiat. Teșghetarul și celălalt băiat deretecau prin hubă. Barba Zaneto nu venise încă, iar Kid Leonida se scula totdeauna târziu. Luai mâna dreaptă a lui capitan Mavromati și o sărutai cu recunoștință. Apoi, beat de bucurie, incapabil să pronunț o vorbă, mă repezi în odaia de dormit și ascunsei Biblia în rufele îngrămădite sub pernă. Ne aflam singuri în acoperișul Rodii, între aletezat și mine. Chiar între vârf, tu dai seama, frate? De acum încolo, cartea sfântă a adolescenței mele, aceea pe care n-am mai lăsat-o din mână timp de 10 ani, avea să devie izvorul tuturor bucurilor și al surprizelor unei vieți de copil chinuit. Ea avea să fie nu un dicționar, și o amantă a copilăriei mele, o amantă fecioară care îți atinge fruntea cu mâna și îți alină durerile. Nici o oboseală, nici o maltratare, nici un gând negru, nimic n-avea să mai învingă voința de a munci și suporta viața. Un om înfrânt îmi puse în mâini o comoară. Fiecare pagină cuprindea o lume de cunoștințe. Fiecare cuvânt căutat îmi deschidea orizonturi nebănuite. Uitam că voiam să caut tălmăcirea unui termen. Uitam că timpul îmi era măsurat, uitam de lume și de ticăloșiile ei și alunecam de la un cuvânt la altul, de la o pagină la alta, de la o știință la altă știință, de la un univers de gânduri la alt univers de gânduri. Mă îndopam în chip inconștient și nu ajungeam să mai satur. Chiar și vremea somnului sacrificam adesea în bună parte pe când colegii mei sfărăiau în patul lor rupt de trudă. Încovrigat sub umbrela deschisă peste care mai aruncam și surtucul ca să nu se vadă de afară licărirea rumânării ce îmi pupuia sub nas, citeam tot ce îmi cădea în mână, căutam în dicționar și l-ascundeam repede ca pe un tezaur și de câte ori n-am văzut ușa odăiței deschizându-se ca împinsă de vijelie și pe teșghetar care mă turtea cu câte un pum în biata umbrelă, bierându-mi. Dorm, firea dracului, dorm că trebuie să muncești mâine. Nu făcea nimic. Continuam, sub trântel și bușel, fericit să adorm cu capul pe Biblie, ca copilul în poala mamei. Bucuria asta nemărginită a avut un efect fizic imediat. Începui să mă îngraș. Corpul îmi deveni olofan. Bucile plezneau de sânge. Munceam țeapă, farfurii, tacâmuri, tingiri, mese, uși, perete, devenire un fel de sport. Le întorceam, le răsuceam și le dădeam gata într-o clipită. Micii mei adversari pe care nu-i dușmăneam deloc, de altfel nu mai putură să-mi ție piept nici la gâlceavă, nici la tânteală. Ba, într-o zi, furios că țoapa îmi pusese piedică din bun senin și făcuse să mă lovesc cu capul de o masă, îl pleznii în piept cu fărașul pe care l-aveam în mână. Apoi alergai la patron, mă plânsei și avui câștig de cauză. Astfel începui să dau brânci, să-mi fac loc. Pe de altă parte, mama, văzându-mă gras și voios, fu fericită. Ea venea în fiecare duminică seara ca să-mi aducă primenerile, sta cu îngăduința jupânului în ceas de vorbă cu mine și pleca. Unul mă găsea cu vânătăie pe obraz, provenită din loviturile barbare ale teșghetarului și spera bună mama ca și cum aș fost ucis.
Sărăcan de mine, ori te bat ăștia așa de tare? Da, de unde mai puță? M-am izbit umblând fără lumânare prin beci. Și eu luam martor pe capitan Mavromatic, despre care vorbisem cu înflăcărare. Mama știa grecește aproape ca o grecoaică și acum în urmă nu lipsea niciodată să cheme pe capitan la întreținerile noastre, să-i mulțumească de simpatia cu care mă învăluia și să vorbească îndelung cu dânsul. Lucru ciudat, convorbind cu mama, Mavromati se înverșuna la cuvânt, ca în momentele când sta la un pahar cu câte un comandant de vapor. Părea că tot blestemă pe cineva. Intrigat și doritor să aflu, mă amestecam în vorbă. Ce-i cu capitanul, mamă? Ce are? Eh, maică, ce să aibă? Ia, păcate lumești! Ci că a avut și el casă, gospodărie, femeie, vapor, familie. Și numai prietenii l-au adus în starea asta. Mihai Mavromati. Da, more pe dachii, răgnea bietul om, vorbând ochii aprinși de ură. M-au luat fumia și vaporia, m-a lasat-o cu camasa pe zevenghii. Eu n-am fost tot-o una pado chioso comeaz. 20 ani am fost o capitanios peste vaporia meu. Ah, afilotin, gainari, mamaligari, pus, prima more, prima. Se ridica cu barba în vânt, cu șapca îndesată pe frunte, scrâșnea din măsele și se plimba cu pași repede prin odaie până l-a apucat tusea, care punea capul tuturor crizelor sale de mânie. Atunci mama a luat noapte bună și se retrăgea clătinând din cap. Plecarea ei mă lăsa întotdeauna trist, dar mai ales când capitanul dezvăluia trecutul atât de misterios pentru mine. Îmi relua munca și plăcerile mele intime. El își lua locul pe scaun și calvarul durerilor sale neștiute. Și lunile treceau. Crăciunul îmi adusese o zi de libertate, cu sarmale, piftie și caltaboș acasă la mama, cu duioșine grăite și cu păreri de rău, o zi scurtă ca durata unei stele căzătoare în nopțile de vară. Capitanului iarna i-a adus chinuri lungi ca torturile inchiziției, uși închise împotriva crivățului, prăvălie plină de tembel și de fum, bajocuri pendelete și ceea ce fuma înspăimântător, ardei roșu ars pe plita mașinii de bucate, supliciu născocit de nemiroșul tăjghetar, care se distra în lipsa stăpânilor, asfințindu-ne pe toți și mai ales pe sărmanul Mavromati. Această nouă nelegiuire avea să fie fatală tăjghetarului, dar nu chiar pe curând, cum aș fi dorit-o. S-ar părea lucru de necrezut ca un servitor, fie el chiar și tot puternic teșghetar, prins cu muța în sac, bănuit de toată mahalaua și de stăpân, să poată teroriza pe niște copii subalterni și pe un bătân bolnav, fără ca niciuna dintre victime să n-aibă curajul să dea de gât. Și cu toate astea, așa este. O autoritate instituită capătă o putere nemărginită în ochii celor slabi, care o acceptă, îi se supun și o îndură. Așa se explică fenomenala răbdare a popoarelor față de asupritori. Nu vreo presupusă valoare morală a acestora de autoritatea de a stăpâni lumea, ci lașitatea stăpâniților. În crâșma lui Chir Leonida lucrurile se petreceau la fel. Stăpânul de fapt era teșghetarul, brută cojănească din specia celor care în armată ucid în bătaie pe fraților țărani, de îndată ce s-au văzut cu un galon de fir cusut la mâneca hainei sale odioase. Ăștia sunt...
ce este Krishna, probabil că acesta este capitan Mavromat. Kirionida instalase pe vremea aceea tot pe strada malului o fabrică de limonadă și apă gazoasă. Ceva mai sus de cârciumă, meșteri zidare făceau niște acaretele sale căzute în ruină. Și ambele întreprinderi mergeau rău. La fabrică mașinile funcționau defectuos, părgeau sticlele, răneau pe mânuitori, produceau avarii și daune. La bina lucrători de adunătură și fără de conducere destoinică, modificau a doua zi ceea ce construiseră în ajun. Jupânul și tatăl său, Barba Zaneto, fotfoteau toată ziua de la o halima la cealaltă. Soapa atrona ca o pașă peste tugheană și peste nenorocirile ei. Se afla mândreața într-un sat fără câini, se plimba fără ciomag, fura din gros, asuprea ca să-și răzbune sclavia seculară care îi pungea în sânge și aștepta ceasul mântuitor când libera de serviciul militar pe care îl făcea cu schimbul și nu îl făcea deloc, avea să deschidă la rândul o cârciumă mai dihai decât a stăpânului, sluzit cu cinste timp de ani prelungați. Dar iată că uneori, tocmai când să zici, Doamne ajută, te împiedici de un ciot și cazi cu nasul într-o baligă. Accidentul acesta urma să-i se întâmple și teșghetarului, iar ciotul două victime ale sale, capitan Mavromati și eu. Bătrânul asmatic cunoștea pe Dumitru Teșghetarul din ziua când tatăl acestuia țăran din Cotul Lung îl adusese în mână la Kir Leonida. Îl văzuse intrând sfios și ciufut, îmbrăcat cu cojoțel zdrențuit și încălțat cu opinci netăbăcite. Îl tădăcise în toate treburile locandei și îl învățase grecește, limba pe care după 12 ani de dibuire vorbea ca o vacă spaniolă, cum se spune în Franța. Acest etern dinu păturic al ciocoismului universal a urmat din instinct calea prototipului său, creat în chip definitiv de Nicolae Filimon. A lins mâna pe care nu putea să o muște și s-a făcut indispensabil stăpânului. Apoi a început să se ridice în două picioare. A pierdut pe drum sfieciunea și umilința și s-a așternut pe dărâmarea tuturor acelora care păreau să-i împiedice mersul spre avere. Din binefăcător, capitan Mavromati deveni pentru el ochiul jupânului, iar băieții care aveau aerul să se pripășească în locandă, să învețe grecește și să-i supere locșorul, fără priviți ca niște rivali care trebuiau îndepărtați înainte de a prinde rădăcini. Niciunul n-a putut sta la Chironida mai mult de un an. Astfel, stăpânul fu nevoit să păsteze în sufla sa pe singurul servitor care cunoștea vinurile, achiurile pe clienți, rostul părvăliei și limba greacă, aceasta absolut necesară cartierului. Cu mine, pașalâcul țoapei avea să fie zdruncinat din temelii. La 6 luni după intrare, grație prieteniei lui capitan Mavromati, știam grecește mai bine ca tiranul nostru, fapt ce l-aruncă în turbări caragioase. Imediat fui înconjurat de simpatia grecilor, care îmi vorbeau numai în limba lor și cereau patronului să fie serviți numai de mine. Chironida o îngădui cu bucurie, mă scoase de la spălatul vaselor și mă trecu la chelnerit. De acum, adio leșie usturătoare și lături scârboase. Adio împate și tu, hrubă nemiloase, cu ale tale odrești de trepte. Cu cărarea pe ureche, curat îmbrăcat și încins cu un șorț alb ca zăpada, aveam să stric ca moș angel. Vine, dar pe grecește, amesso, sereti, oriste, chirie. Vreau să-mi dovedesc de soiniția în portatul serviciilor și să înțeleg dintr-un cuvânt ce mâncare și ce băutură mi se cere, să cunosc prețurile, să disting calitățile consumaților, să am ochii în patul la făcutul socotelilor.
Îmi dădui toată steneala să fiu fără pată și reuși să mă atrag toate laudele, afară, bineînțeles, de ale teșghetarului care le păstra pentru el. Noi mea stare fericit pe capitan Mavromati ca și cum aș fost fiul său, iar mama a avut lacrimi de bucurie. Dar nu fu numai atât. Se spune că o nenorocire nu vine niciodată singură. Eu cred că și mulțumirile se țin unor lanț, altfel viața n-ar mai putea fi suportat. O crâncenă brutalitate a țoapei veni să modifice din nou situația, să-mi o facă aproape ideală. Cei doi băieți, fiind surprinși de deghetar pe când gustau împreună o picătură de rachiu, fură închiși de acesta în odaia prăvăliei și bătuți până la sânge. Amândoi nenorociții fugiră de îndată ce scăpară din mâini. Până la găsirea altora și instruirea lor, trebuia să iau asupra o parte din munca celor plecați. Atunci cunoscui pe lângă truda pivniței și ajutatul la bucătărie, fericirea de a duce la abonați sufertașele cu mâncăruri și sticlele cu băuturi, muncă ideală atât de îndelung jinduită de mine, singura care îngăduia băiețelui servitor să calce în stradă, în cartier, în oraș, în viața asta de afară, pe care o doream mai aprit decât în temnițatul. Din octombrie și până în aprilie nu văzuse în calea călărașilor decât de două ori, când fusese trimis să cumpăr țigări, iar mândra mea Dunăre o singură dată la Crăciun. Și eu, care eram atât de obișnuit să dau drumul privirii pe luciu ei, pe pădurea ei de sălci și pe furnicarul ei plutitor. Ca să țin piept acestei nostalgii, mari binefaceri, trebuie să-mi fi adus prietenia lui capitan Mavromati și minunata sa Biblie. Acum, deodată mă trezi liber. Scurtă și drămuită libertate, dar cu atât mai gustată. Dimineața, între orele 9 și 10, trebuia să mă duc pe la abonați ca să le prezint lista de bucate și să iau comenzile, apoi între 11 și 12 să port mâncărurile și băuturile. Seara, același lucru. 4 ore de hoinăreală. 4 sfinte ceasuri de visări, de beție a ochilor, de a simțurilor. Arbori și copaci cu muguri și păsărele, străzi măturate de vânt, udate de ploaie, pline de câini și de pisici, ferestre deschise, împănate cu ghiveciuri de mușcate, garoafe, cercerușe și bufiocreți, curți cu femei de-abia ieșite din pat, cu copii veseli, cu chiote și cu ocări, dar mai presus de tot și de toate, Dumnezeu avea să-mi umple ochii și să-mi îmbete inima, cum niciodată nu știusem să se văd și să simt. Dunărea veșnică în care cade tot trenul a copilăriilor noastre milenare. Și cum slujba asta am păstrat-o în tot timpul, de un an și jumătate cât am slujit la Chironida, capitan Mavromati avea să mă însuțească adesea în colindările mele și să-mi vorbească în limba lui despre lucruri și fapte pe care dezgustul de o literatură ipocrită mă opește de a le reda în dialoguri seci și cu o pretenție de exactitate. Îi voi transpune aici gândurile așa cum îmi revin din bezna unor amintiri doar de inimă păstrate. Citate. Sunt născut pe apă și n-am crezut niciodată că am să pot trăi și muri în altă parte decât pe apă. Tata avea corabie pe Marea Egee, își purta familia cu el. Împreună cunoșteam liniștea și zbuciumul vieții de marinar. După moartea lui am căutat să devin singurul stăpân al corabiei și am reușit. Dar cu prețul unor nedreptăți făcute unei surori și unui frate, ambii mai mici decât mine. Și de, poate că dacă trag astăzi păcate, dacă am ajuns la bătrânețe să fiu bajocoi de slugi și a fumat cu ardei, iute se poate să fie o răsplată a strâmbătăților mele de atunci. Iată de ce tac și înghit. Aș putea oricând să prind pe teșghetar și să-l fac să fie aruncat în pușcărie, căci a furat nu vinul și rachiuri cum crezi tu, ci mii de lei. Dar de ce să o fac? Cine nu fură? N-am furat eu? N-a furat Zaneto? N-a furat Felix? Nu fură toată lumea? Cu două brațe nimeni nu poate să facă o corabie, nici o fabrică de apă gazoase, nici chiar dacă ar munci o viață întreagă. Și apoi ce aș câștiga să denunț pe un om care urmează exemplul tuturor?
Pentru Chirleonida tot un păduchios am să rămân. El nu vrea să știe dacă s-a trezit moștenitor de mare avere, că dacă s-a trezit moștenitor de mare avere, în parte, mie mi se datorește. Eu l-am scos de la stăpân pe tatăl său și eu i-am dat bani ca să deschidă locandă la Brăila, unde veneam cu corabia și vedeam că e pâine de mâncat. O avere am lăsat în prăvălia lui Zaneto, eu și prietenii mei. Ah, prietenii, prietenia, nu-i blestem, nu blestem, dar de mari crime suntem capabili, tot fiind prieteni și tot stăvind prietenia. Eram tânăr, ambițios și am voie să am un cargo boat, nu corabie. Un zarab din Pireu, amic din copilărie, îmi dădu banii ce-mi lipseau după vânzarea corabiei și iată-mă capitan pe vaporul meu. Atunci m-am crezut stăpân pe tot pământul, cheful și generozitate, fanfaronată, care te face să uiți că mai ai și datorii de plătit. Bravo, Mavromati! Zito, Mavromati! Nase, Hesto, Mavromati! Aveam o nevastă spaniolă care nu voia să se urce pe cargo boat ca mama pe corabie și am aflat de ce. Era mai comod să se urce în patul zarafului prietenului meu. Acolo nu se temea de furtună. Ah, să nu ai niciodată prieten zaraf. Ne-am smuls amândoi bărbile. Am amanetat vaporul. I-am plătit datoria și mi-am luat nevastă. Mai bine o lăsam și nu-i plăteam, că și tot a trebuit să o pierd mai târziu, ba chiar și vaporul. Femeia More Panaki, Panagaki, e ca soarele. Să nu te depătești prea mult de ea, dar nici să te apropii prea tare. În orice caz, nu poți să ai în același timp femeie și vapor. Unul din doi te neacă cu siguranță. Trebuie, eu sunt capitanul vaporului masiv buretezat. Te vezi aici. Aici suntem în capitanie. După ce am rămas pe uscat, m-am gândit la putin prin cosmos, pe apele cosmosului. După ce am rămas pe uscat, m-am gândit la Zaneto pe care precomsise. Am venit la Brăila. Aveam și eu ceva parale. I-am propus să ne facem tovarăși. Mi-a răspuns că două săbii nu intră în aceeași teacă, dar zicea că el, dacă vrei, poți să trăiești pe lângă mine. Am închis ochii și am trăit pe lângă el. La început mai credeam în viitor și în prieteni. Mâncam cu toții la o masă, petreceam, eram stimat de colegii mei, comandanți de vapoare, care îmi făgădeau Marea Neagră și Sfântul Munte. Au trecut zilele și ani, unul după altul, au dispărut mai toți vechi prieteni care puteau să facă ceva pentru mine. În vremea asta, Zaneto devenea puternic. Eu slăbeam și mă îmbolnăveam. Cheltuind toate economiile, nu mai putui plăti și eu la câte o masă mare. Și vezi tu, când o prietenie plătește numai unul, se duce stima și prietenia cu dânsa. Asta e o lege de la care puțini oameni se abat. În curând ajunsești și zdrențăros. Atunci nu mai rămase nimic din mândru Mavromat. Până și titlul meu de capitan fu pus la îndoială de tinerimea veselă a prăvăliei și luat în bajocură. Devenisem o legendă. Urmând de exemplu dat, Dumitru Teșghetar îmi servea vin trezit, ori în două cu sifon și punea copii nevinovați să râdă de mine. Nu m-am pus nimănui și nu m-am revoltat. Mi-am zis, haide, capitanul Mavromati, călătorie bună. Adio, Mavromatie. Vară cu călduri cotropitoare, cu alergături de cal, de tramvai și cu sudor de sânge. Băiete, un păhărel cu aburul pe el, un cinzec de vin cu brumă pe pahar și cu cămașa luarcă de nădușală haide în curva înghețată să satisface pe mușteriu
și să satisfacem pe mușteriu și să preparăm teren tuberculozei care ne așteaptă pe la 20 de ani. Și mereu în jurături și bătăi, 6 băieți fără schimbați, de 6 ori trebuie să le iau corvada în spinare. Cârciuma nu era o cârciumă, ci o ghenă, un infern, în cetate, dite. Valuri de chefli cu stomacul de balaur, butoi de 200 de vedre golit într-o zi și o noapte, zeci de pui de găină, pârjoale, fleci, mititei, scrumbii de Dunăre, sute și sute. Toamna veni, pastramă și vin nou. Cu toamna a venit și al doilea an de slujbă. Tocmeală nouă, fusei ridicat în grad, ajutor de teșghetar. Mavra Matia înseamnă adio, Mavra Matia înseamnă adio ochi negri. Adio negri ochi. Deci, textual, Mavra înseamnă negri și Matia înseamnă ochi. Fusei ridicat în grad ajutor de teșghetar. Deci, iarăși este, cred că tot asta este capitan. $200 pe an, îmbrăcăminte, o pereche de ghete, o pălărie, o zi liberă la Paște și alta la Crăciun. Și iată și iarna a doua, bucurii și drame. Țoapa să mă mănânce de viu, nu altceva. Nu trecea zi să nu fiu bătut. Ori tu ai să ieși de aici, ori eu, îmi striga el necontenit. Eu, văzând prietenia sufletească ce mă lega de capitanul Avromati, îi făcea bătrânul atâta chinuri cu ardeiul ars și alte rele, încât într-adevăr ajunsese să-l gonească din prăvălie. Bietul om, foarte stăbit de boală, tușea afară în ger și zăpadă, până ce se aera cât ceva de fumul otrăvicios. Stăpânii știau, dar ocupați cu afaceri grase în oraș, treceau cu nepăsare. Băielul arunc un gologan când trece. Dumnezeu cu el petrece. Stăpânii știau, dar ocupați cu afaceri grase în oraș, stăceau cu nepăsare lor cu observație ușoară. Ce le păsa lor? Deci ghetarul era Alfa și Omega, Iisus Hristos. El conducea uzina asta pe care dânsii nici nu o mai cunoșteau. Eram așa de disperat că de n-ar fi fost iubirea pe care aveam pentru bunul Avromat, aș fi plecat, așa cum o dorea mizerabilul. Destinul a voit să plec altfel. A voit acest destin ca plecarea mea să fie prețuiată de o victorie și necată într-o frângere, așa cum i-au fost apoi toate nesfârșitele mele plecări și sosiri prin lumea largă. Într-o zi de decembrie, cu toată prudența pe care o depuneam întotdeauna, fusei surprins de teșghetar cu dicționarul în mână. N-ar fi fost nimic, bineînțeles, dacă aș fi avut de-a face cu un om, dar cum dușmanul meu nu căuta decât pricini, o găsi pe cea de față care se întoarce împotriva lui. Ce-i asta? Urlă el, smulgând un prețiosul volum. De unde ai tu cartea asta nouă? Furi bani din tijghea, otomane. Și nici una, nici două îmi cârpește un pumn în nas de-am căzut grămadă pe dușuma. În clipa asta, iată și Chir Leonida, care văzându-mă plin de sânge, se înfurie. Ce-i, Dimitrie? Ori ești nebun? Ce înseamnă barbaria asta? A furat bani din tijghea, domnule meu, de-a îndrăznit să afirme Bruta.
Uite, a cumpărat romanul ăsta gros. Înăbușit de sângele care îmi curgea, nu putui să răspund pe loc. Mă uitam de la unul la altul și mai ales la capitan Mavromati care se ridicase palid, voise să vorbească fusese cuprins de un teribil acces de tuse. Stăpânul respinse dicționarul pe care îl oferea sluga odioasă și mă ajută să mă spăl de sânge. În vremea asta, cealaltă repeta întuna. A furat bani din tijghea, dar simțisem eu de mult că el fură bani din tijghea. Tu furi! Tu furi! Reuși în sfârșit să strig din toți plămânii. Te-am prins eu cărând sticle de vin înfundat la brutăreasă. În fața acestei declarații categorice, Kir Leonida tresări ca muscat de șarpe, iar teșghetarul se zgălbeni ca ceară. Sticlele cu vin înfundat. Ce fi și ala. Avea o valoare neestimabilă. Forma un stoc de vreo 1000 de butelii păstrate de 30 de ani în fundul hrubei și nu erau de vânzare, ci se întrebuințau în familie, în cazul de boală. Stăpânii spuneau că nu le-ar da nici dacă li s-ar oferi greutatea lor în aur. Minte! Minte, domnule Leonida, a vrut să se scape, el început să zbiere țoapa dezmeticindu-se. Vom vedea dacă minte, zise zupânul. Dar dacă nu minte, ai pățit-o, chiar dacă ați fi furat amândoi bani din tijghea. Sticlele sunt numărate și țin la vinul ăsta mai mult ca la bai. Toate sticlele sunt la locul lor, făcut vinovatul cu aia de siguranță. Da, zise eu, la locul lor, dar 50 dintre acelea care sunt în rândurile de jos și întoarse cu dopul spre perete sunt goale. Te-am pândit între butoaie, te-am văzut cum deșertai sticla și o puneai la loc. Capitan Mavromat interveni. Asta eu nu știam, dar ce știu eu că Dumitru are 10.000 de lei depuși la casa de depuneri. Nu cred să-i fi agonisit din lefușoara lui. Că despre dicționarul băiatului, eu îl am dat anul trecut. Oh my boy. You'll pay every cent of its value. O lună mai târziu eram stăpân, slugă pe teșghea, pe prăvălie, pe băieți, tratați cu milă de frate. Mama era în nori, un viitor strălucit se deschidea înaintea mea. Viitor de aur țara noastră are și prevăd prin secol a ei sângerare. Bucurie pe toată lumea, mahalaua care n-are inimă rea, se bucură și ea. Să-ți trăiască, joițu, ce mai băiat. Da, ce mai băiat să-ți trăiască. Numai atât că băiatul acesta îndurase totul și progresase nu ca să ajungă țoapă la rândul lui, ci numai grație unui șurub care se învătea cu măiestrie în complicatul lui cap. Într-o zi șurubul sări. Capitan Mavromati sucombase în odaia lui pe o laviță cu zdrențe singur, fără mângâierea mării, fără cuvântul cald al lui Panagaki. Ne aflam pe la sfârșitul lui februarie, în ziua înmormântării acelui a cărui datoram Biblia și cartea unei vieți, ieși să iau comanda unui abonat care nu se înțelegea cu băieții de curând intrați în slujbă. Când să mă întorc la prăvălie, iată Dunărea putând sloiuri.
Rămăsei înțepenit pe marginea râpii. Nu visam, nu gândeam, nu vedeam. Neam sufletesc, Dumnezeu, sloiuri, coșciuge, cruci, albe depărtări. Întârziat am peste măsură, trecută minute sau ceasuri, nu știu, dar ceea ce știu, ceea ce e adevărat și controlabil, e că nebunul de barba Zaneto, care chiar și acum când eram deșghetare, mi-a aruncat farfuria cu mititei în cap, veni să mă caute furios că lipseam. M-a văzut privind în gol. Se apropie tiptil și mai frumos decât țoapa, am văzut brinci în râpă, pe când eu nu mai aparțineam lumii acesteia. M-am dus de-a verbeleaca până în vale, alunecând pe panta înzăpezită. Dacă aș fi murit, aceeași treabă ar fi fost. Habar n-aveam de ce se petrecuse cu mine. Dar sculându-mă teafăr, văd pe nebun, urlând și gesticulând sus pe muche. Ah, cherata, așa, lași prăvălia, de un ceas te caut. Vino repede, ticălosule, avem lume multă. Nu-mi venea să crezi ochilor. Deschisei șorțul, îl aruncai cât putui mai în nasul turbatului și zisei mai mult pentru mine. Oi fi având tu lume multă, dar nu mai ai pe capitan Mavromati. N-ați șorțul și rămâi sănătos cu lumea ta, eu mă duc spre a mea. Peste câteva ceasuri, coborând dealul, ștecând pe calea călărașilor, văd apărând ca din pământ dricul care ducea pe prietenul meu, Ștefan Mavromati. Acolo unde nu sunt arafi, nici spaniole, nici stoape și nici prieteni buni. Vreo 10 inși plictisiți îl petreceau. Adio, Mavromatia! Adio, copilăria mea! Noi, asta este cartea. Știi cum e? Chiar dacă unii oameni rămân copii, chiar și ei trebuie să se maturizeze într-un zi. Și pentru că tot a murit fratele Ștefan, hai să citim un cuvânt din Scriptură. Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte. El a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, un coș cu poame coapte. Și Domnul mi-a zis, a venit sfârșitul poporului meu Israel. Nu mai pot ierta. În ziua aceea, cântecele templului se vor preface în gemete. Și pâinile preoților de ieri, din Ezechiel, se vor preface în suflete. Zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca în tăcere o mulțime de trupuri moarte. Emi, I don't know nothing about this. Yeah. I was a friend of your father, but that was a very long time ago, in the olive oil business. Și ogorât, mă, ogorât. Știi că vine timpul ogorâtului, frate.